am mai câștigat ceva. Amorul fără popă. Lucrurile în România s-au schimbat radical, în bine mai ales pentru tineri. Pe vremea mea, când terminai liceul, ori intrai la facultate cu examen neică, nu spiru haret ca acum, ori te duceai la muncă pentru că era slavă Domnului Unde, și în vreo doi ani abia și locuință la bloc și nevastă și doi copii. Că nu prea era loc de întors. Loc de mozoleală în Mahala era, dar undeva să ieși pe toloc, la Ostaciuc. Că era musai la sfat cu vasermanul făcut la zi, ori la armată cu bromură. Era e drept cu un parculeț la peco de pe sucebi pe care noi îl alintam drum și ultimul rând la cinema 7 noiembrie, sub balcon, unde dacă găseai locuri îți puteai pupa iubita în liniște. În rest, mare rușine mai era prin Mahala, când câte una mai rămânea gravidă, în poziție, cum spunea bunica mea. Zic, dacă rămânea câte una grea fără cununii pe cap la părintele Bordeanu, că alte alternative nu erau. Știți, era și acela decret 770 pe care îl dăduse Ceaușescu privind interzicerea avorturilor. Și necazurile astea în amor nu erau depășite decât de autocritica de pe la ședințele de partid. Ziceam că în România lucrurile s-au schimbat evident în bine pentru tineri. După ce s-au oficializat, doamne, iartă-mă și sub un public, sub tot țirț, evident, nu la ce vă gândiți dumneavoastră. Mai nou am văzut că se poate și pupatul fără să mai treci pe la popă. Asta dacă e evident, ești mare scolă pe la partid, așa cum este unul care se dă un fel de lumina piatrului românesc. Dar el, săraco, nu-i decât un opaiț care mai pâl pe o leacă și în curând se va stinge. Vedeți, libertatea asta nu-i o sexuală, a venit de la francezi, care după revoluția aia a lor, care a aburit omenirea cu niște inepții, precum libertate, egalitate, fraternitate, l-au alungat pe Dumnezeu din țară. Și nu este niciun secret că Franța e cât Sodoma și Gomora la un loc și că Eminescu atunci când spunea la Paris în lupanare de cinisme și de lene cu femeile pierdute și orgiile obscene, acolo v-a spus averele tinerețele la stos ce a scos din boia aposul că nimic nu e descos. E drept că Eminescu era cam inflexibil atunci când era vorba de moralitate, mă rog, cea livrescă. Acum, ăștia, șefii ăștia de pe la PSD care refuză să meargă la tot soiul de chiohlanuri care se organizează pe la ambasade, nu s-au dus, dacă țineți minte, nici la 14 iulie la ambasada Franței. Dar știți de ce? pentru că ei se simt bine cu moralitatea de la ei de acasă. Am scris cele mai de mai sus la îndemnul unei asociații, unei asociații de pensionari creștini ortodoxe care s-au simțit ofuscați de faptul că nu se mai poate trăi de rău celor de la opoziție. La opoziție, acum, sincer, nici nu știu care e opoziția, pentru că încă n-am aflat Cine-i la putere în România? Eu, din câte văd, toți la putere, pentru că în țara aceasta, din păcate, poți să faci absolut ce-ți trece ție prin cap, că nimeni nu te întreabă nimica. De asta e bine să te încui bine în casă și să încerci să faci lucruri care să nu dăuneze. Știți că americanii au un o, un soi de expresie din asta care spune că e bine să nu faci nimic din ceea ce mame tale, dacă ar afla, i-ar fi rușine de asta. Zic toate acestea și gândindu-mă la faptul că există atâta nesimțire când e vorba ca să îți pedepsești, eu știu, dușmanii politici inventați, încât pui la dispoziție banii publici ca să cumperi ziariști. Mă veți întreba dumneavoastră care ziariști la Bătoșani. E adevărat, nu avem ziariști la Bătoșani. Echipa veche care spurcă ecranul unui televizor este doar ceva care astăzi este mâine noi. Dar trebuie să o suportăm. Noapte bună!